Băi, mor cu tine, jur. Ești incredibil. Mi-e frică să nu mai pun întrebări. Nu mai zi. În camera roșie, atunci cu înghețată, nu-mi spuneam întrebări și mi le dădeai. Mai spune. Stai să spun. Ce ai mai remarcat tu frumos la fetele astea? Că tu numai așa remarci. Mă, ca să ai bine, numai fetele frumoase sunt. Frumoase toate, dragii de ele. Nu poți să zici că una urât. Niciuna, Doamne ferește. Frumoase toate. Și pe live-uri la fel. Ce drăguțe, Vlad. Dar nu e așa că ele și ele au părut frumos. Ce anume? Nu așa că și ele au părut frumos. Fetele din Casa Iubirii, nu așa că au și ele părut frumos. Foarte frumos. Foarte. Știu că asta e replica ta. Foarte frumos. Nu vreau să zic că cine mai are mai frumos, dar sunt toate îngrijite. Da. E bun. Tu l-ai foarte frumos. Mulțumesc. De ce te superi? De ce? N-am motive să mă supăr, nu? Nu. De ce? Că noi oarecum suntem într-o cunoaștere și da. Lucrurile între ei nu sunt chiar atât de intense și mari și cu însemnătate. Adică oarecum nu am de ce să mă supăr cu anumite chestii. Dacă așa... Când am fost noi la o interacțiune cu o săptămână... Dacă mai aud cuvântul răbdare, mi-au somn. Și dacă tu i-ai dat ursul acum? Eu l-am dat ca un semn de mulțumesc pentru gesturile pe care le-au făcut pentru mine. Bă, dar e comic rău, Adelin. Atât. Dar poți, dar cumva... Acum, dacă ea interpretează aiurea, acum că eu m-aș apropia de ea și am nevoie de un cadou ca să fac chestia asta, e total aberat. Dar știu! Pentru că eu i-am spus de foarte multe ori. Dar tu ai interpretat când ea ți-a dat ție perna? Nu. A dormit, băi, a dormit între... Da. Ce nebun ești, jur, ești criminal. Facem schimb de cusoane? Pe cine? Facem schimb nu de cusoane? Nu aparții nimănui de aici din casă. Să-ți mi se zică catică. Hai, vrei? Nu. Hai că ți-l pun în piept. Păi, dar ce mi-l pui în piept? Că... M-ai atins pe piept, nu în piept. Știe lumea că ești al meu. Se vede. De ce? Am o întrebare. De ce l-ai pus pe al tău sus, peste al meu? Pentru că acolo trebuie să stau eu. Sincer. Da. Aici stă. Femeia întotdeauna aici. Și bărbatul, că e baza aici. Dar femeia e capul. A, deci totul pe deci, capul meu stai, nu? Bărbatul e gând. Cum ești tu cap dacă tu stai pe capul meu? Păi cum adică? Păi cum adică? Păi eu sunt. Tu ești miezul, dar tu stai pe capul meu. Păi și nu-i bine. E bine într-un fel, depinde. De ce? Dacă te miști mult, îmi luxezi gâtul. Dacă stai bine, stabil, e bine. Nu. Cum? Dacă ai mâncă aici... Am zis că a fost gestul meu când luam așa asta și l-a făcut așa vrei, ca un... A, deci vrei gest... să spui că perna nu, n-ai interpretat tu că ți-a dat perna că îi place de tine. Păi aia e clar că îi place de mine, atunci... nici nu mai era nevoie de pernă. Și atunci, păi da, dar și tu că i-ai dat... Plușul? Ce se zice? Că vreau să dau la pace cu ea, să nu ne mai războim. Da, mă, dar fata, asta încercăm să spunem. Da, mă, frate, dar am tot fata, și i-ai dat refuzuri, fata i-a dat refuzuri, i-a dat numai rece și tot i-a plăcut de tine. Păi acum i-ai dat un pic și puteai și tu să-ți înțelegi o altă bine. Zi în care să-i dai Julien, să nu fii în aceea zi în care îi dai Elenei. Întrebarea mea, eu am altă întrebare. Păi are treabă că ea acum, tu practic ai pus-o pe Julia la același nivel, pe Elena, pentru că le-ai dat pe și am plecat și Elena la masă. Bine, mă, lasă să interpreteze ea cum vrea. Are 29 de ani, frate. Dacă nu e incapabilă să înțeleagă că nu... Nu e capabilă? Bă, a zis că... Bă, dar cum... Nu mai înrăstălmăci cuvintele. Hai, puneți cu sână, că n-avem voie. N-avem voie. Ce n-avem voie? Te-am... Dai grijă cu unghiile. Cum se numește? M-am mai marcat. Așa. Așa, ca pe oaie. Ai văzut oile alea și vacile cum se marchează așa? De ce m-ai zgâriat? Eu? Nu te-am zgâriat. Uite, așa mi-a luat cu sâmbă. Așa am făcut. Hai, mă. Nu te-am zgâriat. Ia uite că mi-l pun și eu tot aici. Unde-ți place ție? Nu. Unde-mi place mie? Bă, stai că n-am înțeles încă unde îmi place mie. Aici. În mijloc. Da. Să vezi, dar da, eu nu am ținuta necesară bine, să poți să îmi zici ceva. Mai bine, acolo poate reacționa altfel. Da, bine.
place să... Termine cu ieșirile astea, că oamenii ăștia ne trimite la un date la box și după aia nu vreau să intru în ring cu tine. Eu vreau decât să te întreb atâta. N-a fost niciun... Bună ziua! Să rămână... M-ai obosit, efectiv. Nu sunt capabil. Dar am vrut să te întreb ceva, frate, nu mai lăsa. Nu mai mă întreba, mă, frate. Păi știu că nu vrei să te întreb, că ți-e frică. Da, am frică de tine. Ce faceți? Cam dese business. Vorbeam aici. Doamne. Ce să fac? Mai frumos aici, nu-i așa? Da, este minunat. A zis, țin minte că a zis și de scaun că este mai comod. Da, dar văd că s-a stricat între timp. Nu prea stă nimeni pe el. Ce? Ba da, mai stați. Mai stați. Din păcate nu vin când se întâmplă ceva. Bun, da, asta bun. Știu clar. Când se întâmplă ceva rău, e aici. Ceva? Da. Când se întâmplă ceva rău, vin aici. Dar azi nu s-a întâmplat când nimic, se întâmplă ceva rău aici. Și ce s-a întâmplat rău? Ieri. A, ieri. Mai avem lucruri de vorbit. Nu mai vreau. A ce miros? A mine. Mi-a zis Cristina, că stăteam lângă ea, știi, când am început să râdem. Și zice asta, fată, ce miroși. Ce miroși a... Zic, măi, ești nebun? Da, la fel ca da. Și acum când ai venit, zic, băi, lasă-mă. Am zis, sau e de la tine? E de la mine? Deci nu vreau să cred, a fost așa un moment dubios. Dubios? Ce faci? Cum te urci? Că, te-ai înțepat? M-am simțit prea comod. Prea comod. Vrei să dormi? Că am spus răbdare. Dar nu, serios, că eu așa asta. Păi stai așa dacă vrei. De ce? Eu asta așa. Știi, mai maimuțele alea de se prind așa, gen stau cu tine. Așa. Așa asta. Te ești o maimuțică mică tu. Știi că maimuțele se caracterizează prin a fi așa zăpăcite? Și eu sunt zăpăcită. Eu n-am zis asta. Da. Hai zis că tu vrei să fii mai muțică. Ok. N-ați remarcat că Laurențiu nu este cu voi? Ba da. Da? Ați remarcat? Da. Dar știam că e sătul acolo în camera roșie, am dus mâncare. Ai încercat să le cumperi pe fete? Mult spus. Nu există cumperi. Către Mihaela am avut un gest de mulțumire pentru că m-a ajutat cu... Am înțeles, ți-a trimis donatorii pe live. Da. Subiect foarte interesant pentru emisiunea noastră. Gestul ține pe mine m-a făcut să vreau să-i mulțumesc cumva. I-a trimis un bun rău de tot. De la... Cred că ți-a zis, îi dai cadou. Așa am zis eu. Eu și... Așa am zis și eu. Eu i-am zis asta. Ce? Nu mi-a zis. Nu mi-a zis respectiv. Nici nu stă de vorbă. Și de ce i-ai adus astăzi? Ieri am avut cum să zic, stăteam cu ea și cu Elena pe canapea, mi-a remarcat ea chestiile astea de pe la brățăricile și cred că înainte sau nu, după faza asta mi-a spus că s-a așteptat să-i aduc ceva și na, eu am vrut să-i aduc de atunci, de o seară în urmă chiar. Deci a fost un gest de mulțumire, către Elena am vrut florile, că na. Cumva... Eu am o întrebare. Ia, uimește-mă. Ia, lasă-mă puțin, că vreau eu să zic ceva. Atelin, să știi că mâine sunt Sfinții Mihail și Gavril. Să zici la mulți ani mâine. Dacă vrei să... Da. Să-i zici la mulți ani? Mă rog, hai să facem conexiune. A, gata. Bun, a scăpat. Păi, m-am lămurit. Simplu. M-am lămurit. Da, ne aștept să fim top 3. Acum. E doamna Andreea acolo. Bună ziua! Hai. Ce-a fost asta? Iulia! Hai, Vlada, vin aici. Dai că mă rog de cameră. Te-ai luat o vulpe? Da, este o vulpe. Da, nu e o vulpe? O vulpe și... Pe mine nu mai vede nici mama de acasă. Mai aveți loc acolo în canapeaua aia? Dar avem loc aici. Poți să pun pariu că vulpe... Să meargă Mihaela pe scaunul meu. Da? Da. Să fim plătare. Mă simți așa ca o asistentă TV acum. O să fiu asistentă dumneavoastră. Ce asistentă! Dar Mihaela, ai grijă ce-ți dorești, că poate ți se îndeplinește. Da, îmi doresc. Stă bine pe scaun. Da? Da, nu poate în picioare, nu-i stă bine. Lasă-le așa, că sunt foarte bine.
Da, încercam să dezlușesc misterul care este văzut doar din exterior, dar înțeleg că și voi l-ați observat. Misterul care planează așa asupra cadourilor aduse de Cosmin. Și încercam să am crezut că astăzi suntem în, dar nu e astăzi ziua, dar nu e, e mâine, e, n-avea nicio logică, dar am înțeles că nu știu ce donator i-ai trimis tu pe live pe TikTok și ți-a adus parte. M-a susținut pe scurt. Așa. Și pe dumneavoastră, doamna Andreea. Și partea mea. Ce anume? Și pe dumneavoastră. Cine? Persoana respectivă a donat și pe live-ul dumneavoastră. Când am făcut de aici? Da. 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 Cine? E un continent. Așa-l țin.